Suntem aduși aici de forțe divine. Fără chip în acte! Părine, tiran, acum ori niciodată, roiește-te-l mântoare. Noi suntem aduși aici de forțe divine. Noastre pierduri! Adevărul nu îl poate ascunde. Să te făcură munirea cea mare, libertate, fără chip în acte, că-și cunosc este Dumnezeu. Dușmanii din țară, între noi să nu mai fie. Păzește-ne spre noi, mirată. Necesitatea menținerii unei alternative de carte de identitate simplă, de a protesta față de aceste măsuri dictatoriale, cine vrea să își spună chip nu are decât. Cu mici, cu mari, să așteptăm un răspuns din partea... Începutul și nu sfârșitul acestei acțiuni. Dumnezeu să ne ajute! Iertați-mă emoția! Ce se facă la așa fel încât despre așa ce ne trebuie? Copiii și nepoții și mai departe, urmașii noștri, să trăiască liber într-adevăr. Nu într-un lagăr, electronic, neelectronic, oricum ar fi el. Trăim într-o frică asemănătoare fricii din perioada comunistă. În Hristos și care permite oricărui cetățean se știe că să poată să se expună părerea față de introducerea documentelor electorale. Infrastructura de comunicare care la momentul actual nu este suficient de pusă la punct. Nu suntem pregătiți la momentul actual ca și societatea românească ca să facem, ca să uzăm. La momentul actual, date din semnalele acestea care sunt la nivel de Uniunea Europeană, că sunt nesigure aceste documente electronice de identitate, pentru asta există o anumită stare de neliniște, o dramă, chiar o mică alarmare în rândul populației. Dacă alți oameni spun și oameni competenți și studii, ca să spun așa, competente, că aceste documente pot să fie clonate, de ce să nu luăm în seamă toate aceste lucruri? Nu ne opunem la cei care doresc ca să vorbească, dar vrem ca cei care dorim ca să avem aceste documente electronice, documente de identitate neelectronice, fără chip, să putem să le avem. Deci asta este tot. Dreptul la alternativă, posibilitatea de a merge în paralel, de a exista în paralel aceste două sisteme, sistemul clasic de identitate sau de identificare și sistemul biometric.